Am bucuria să vă salut, să vă urez de bine în cadrul acestei emisiuni și să deschidem împreună Biblia în Evanghelia după Luca, capitolul 5 și să citim împreună despre pescuirea minunată. Aș vrea astăzi să vorbesc despre adaptabilitatea Bibliei. Într-o dimineață, Mântuitorul Iisus Hristos merge cu ucenicii săi pe malul Mării Galilei, unde... Pescarii din două corăbii tocmai ieșiseră la mal, după ce au muncit toată noaptea încercând să prindă pești, și acum își spălau uneltele de pescuit, pregătiți să plece acasă. O mare mulțime de oameni îl urmau pe Domnul Iisus Hristos, unii dintre ei având nevoie de vindecare, alții să asculte explicarea Evangheliei. În această situație, Mântuitorul Iisus Hristos merge la pescarii care își spălau uneltele și cere proprietarului unuia dintre cele două corăbii, după ce s-a urcat în corabie, să îndepărteze corabia câțiva metri de la țărm. Privind la imaginea aceasta petrecută cu aproximativ 2000 de ani în urmă, privind la Fiul lui Dumnezeu care se află în centrul acestei, acestei povestiri, aș vrea să desprindem câteva dintre principiile împărăției lui Dumnezeu, și dacă nu este prea mult să le aplicăm la viața noastră de muritori. Primul gând pe care vreau să-l prezint este nevoia oamenilor de a cunoaște voia lui Dumnezeu din Evanghelie. Biblia spune în versetul 1 pe când se aflau lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Hristos se afla pe malul Mării Galilei, Lacul Genezaret și o mare mulțime de oameni îl îmbulzeau, îl înconjurau ca să audă Evanghelia. Observați această nevoie interioară a omului ca să aibă informație despre împărăția lui Dumnezeu. Să aibă răspunsuri la întrebarea ce este viața veșnică, cât de necesară este, cum o pot avea, cum o pot păstra, ce trebuie să fac ca să nu o pierd, care sunt... Uh, Obiceiurile care mă descalifică să o primesc sau să o păstrez. Care sunt beneficiile vieții veșnice? Ce pierd dacă nu o am? Oamenii au nevoie de răspunsuri competente la aceste întrebări. Și oamenii sunt conștienți de diversitatea culturilor religioase, a tradițiilor și a obiceiurilor religioase. Motiv pentru care își dau seama că diversitatea aceasta, practic, prezintă foarte mulți Dumnezei, prezintă multă teologi, multe teologii, și cele mai multe dintre ele uh, sunt unele împotriva celorlalte. Ei, din acest motiv. Oamenii vor să aibă răspunsuri la aceste întrebări, însă vor să fie siguri că răspunsurile acestea vin din etalonul lui Dumnezeu, din Biblie. Isus este înconjurat de oameni care au nevoie să asculte Evanghelia. În inima noastră există această nevoie care se exprimă uneori în domeniul nostru conștient. Simțim nevoia să ni se răspundă la întrebările acestea. Trăim într-o vreme în care oamenii au acces la informație și printre toate lucrurile de care suntem curioși, avem și curiozități legate de Biblie, de Dumnezeu, de împărăția cerurilor, de iertarea păcatelor. Al doilea gând pe care îl întâlnim în pasajul acesta din Biblie este faptul că mântuirea sufletului este prioritară oricărei alte activități umane. După o noapte obositoare, ucenicii se grăbesc să-și spele uneltele de pescuit și să plece acasă. Frustrarea că nu au prins niciun pește toată noaptea accentuează negativ starea lor emoțională. În aceste condiții, Cristos merge la proprietarul unuia dintre, uneia dintre corăbii, care era Petru, se urcă în corabia lui și îl roagă să îndepărteze corabia de la țărm, iar de acolo începe să predice oamenilor care erau pe mal. Foarte mulți oameni. Imaginați-vă că proprietarii acestor corobi și oamenii pe care ei îi aveau angajați ca să-i ajute la prinderea peștelui, erau obosiți. O noapte întreagă au muncit să prindă pește și când au venit zorii dimineții nu prinseseră niciun pește obosiți, frustrați, își spălau acum uneltele să plece acasă. Și în momentul acesta o mare mulțime de oameni în frunte cu Isus și ucenicii lui se apropie de ei pe marul mării. Hristos se urcă într-una dintre cele două corobii și îl roagă pe proprietarul obosit, frustrat, nemâncat să îndepărteze corabia de la țărm și folosind-o ca pe un anvon, ca pe un pupitru de la care să vorbească, se adresează mulțimii învățând-o despre împărăția lui Dumnezeu. Nu mai gândiți-vă ce ați crede dumneavoastră dacă ați fi proprietarul acelei corebei. Toată noaptea lucrați, este dimineață, sunteți frustrați că nu ați avut niciun beneficiu, sunteți pregătiți să plecați acasă și vine cineva care pur și simplu vă întârzie plecarea aceasta acasă punându-vă la lucru. Hristos se comportă ca și cum toți oamenii din jurul său înțeleg că Evanghelia predicată este prioritară oricărei alte activități. Prin gestul acesta Hristos le-a spus următorul lucru. Nu este important să plecați chiar acum acasă, chiar dacă sunteți obosiți. Nu este important să plecați chiar acum acasă, chiar dacă v-ați terminat serviciul de noapte. Nu este cel mai important lucru să vă spălați uh, sculele de pescuit, uneltele de pescuit, chiar dacă ați terminat serviciul vostru, activitatea voastră profesională. Mai important decât toate acestea este să aveți răbdare, pentru că eu vreau să predic acestor mii, sute de oameni prezenți aici, Evanghelia lui Dumnezeu, și prin, acest, uh, prin această învățătură ei să înțeleagă cum pot avea viață veșnică. Hristos se comportă ca și cum predicarea Evangheliei este o activitate mai importantă decât oricare alta. Informarea oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu este mai importantă decât orice. Iertarea păcatelor și mântuirea sufletului este prioritară și subordonează oricare altă uh, activitate umană. Împlinirea oricărei nevoi umane, somn, mâncare, uh, aranjarea lucrurilor profesionale, Hristos prin gestul său, prin acțiunea sa, vorbește acestor oameni transmițându-le mesajul că mântuirea sufletului, iertarea păcatelor, aflarea mesajului lui Dumnezeu din Biblie subordonează orice nevoie și orice activitate umană. Al treilea gând pe care îl întâlnim în textul acesta este faptul că mântuitorul folosește orice împrezurare ca să predice Evanghelia oamenilor. Aceasta a fost Urgența vieții sale. Aceasta a fost misiunea vieții sale. În momentul în care Hristos încearcă să predice Evanghelia, în dimineața aceea, acolo pe malul mării, se confruntă cu câteva uh, dificultăți. În primul rând, fiind dimineață, fiecare om încerca să-și găsească ceva de lucru. Nimeni nu era dispus la vremea aceea să se oprească și pentru o oră, două, cinci să asculte predicarea Evangheliei. Dacă ar fi fost după amiaza spre seară, când oamenii își rezolvase problema profesională, când fiecare se întorcea acasă cu ceva bănuți în buzunar sau cu ceva în geantă pentru familie, pentru copii și soție, probabil că și-ar fi făcut timp o oră, două să asculte predicarea Evangheliei, dar era de dimineață. Oamenii nu s-au trezit de dimineață să asculte Evanghelia, ei s-au trezit să meargă la lucru. Și acum mulțimea aceasta de oameni este pusă în situația să asculte predicarea Evangheliei chiar dacă era de dimineață. Apoi, pescarii aceia cu cele două corăbii munciseră toată noaptea, erau obosiți. Se pregăteau să meargă acasă, să mănânce, să doarmă. Ori acum Hristos vine și îi reține pe mare, îi reține pe apă. În al treilea rând, pescarii își spălau mrejele plasele de pescuit, iar el îi oprește, el îi întrerupe. Zgomotul valurilor mării acoperea vocea Domnului Iisus Hristos și totuși el alege, în ciuda acestor uh, uh, nepotriviri uh, circumstanțiale, să predice Evanghelia. Distanța corăbiei care era îndepărtată de mal, până la ascultătorii care se îmbulzeau pe mal, uh, putea fi prea mare și vocea Domnului și mesajul transmis să nu fie auzit. Posibilul refuz al pescarilor ca să rămână în continuare pe mare și să pună la dispoziția Mântuitorului pentru predicarea Evangheliei în loc de amvon, în loc de pupitru, corabia. Apoi, în al patrulea rând, aș vrea să menționez că Mântuitorul adaptează Evanghelia la contextul socioprofesional al ascultătorilor săi. Era pe malul mării, toți oamenii care erau la momentul acela acolo trăiau din pescuit și câștigau existența de pe mare. Mântuitorul înțelege că oamenii aceștia au o singură șansă să înțeleagă Evanghelia lui Dumnezeu, dacă el va adapta această Evanghelie la contextul socio-profesional. Și atunci Domnul Iisus Hristos adaptează uh, malul acela al mării uh, transformându-l într-o biserică. Tot ce spune, tot ce face, toate elementele din uh, context pe care le folosește sunt din domeniul pescuirii, din domeniul marinăresc. El adaptează Evanghelia lui Dumnezeu pentru ca oamenii aceștia să o înțeleagă în contextul lor profesional. Observați că uh, predică de pe mare, se urcă în corabie, uh, vorbește despre pescuire și, în general, folosește experiența lor profesională pe care o pune în comparație cu mesajul lui Dumnezeu din Biblie. Un al cincilea lucru pe care vreau să-l menționez este faptul că Mântuitorul cere totul pescarilor. Le cere timpul, le cere corabia. Le cere încetarea activităților personale, le cere să fie implicați alături de el în predicarea Evangheliei, oferindu-i tot ceea ce ei aveau, toate resursele lor pentru ca el să adapteze situația la mulțimile de oameni care veniseră acolo cu intenția să asculte Evanghelia. Dacă Hristos ar fi fost singur, nu ar fi avut toate aceste resurse la îndemână, însă îi surprinde pe oamenii aceștia pe malul mării, făcându-și treaba, îi oprește din treaba lor și le cere să înceapă o altă treabă în folosul celor care îl urmau, adică mulțimea de oameni care îl îmbulzeau doritor să asculte Evanghelia. Observați că Isus Hristos uh, folosește resursele unor oameni pentru împlinirea nevoilor altor oameni. Folosește resursele pescarilor pentru a fi folositori uh, mulțimii de oameni care îl urmaseră până pe malul apei. În al șaselea rând, aș vrea să menționez faptul că Mântuitorul cere totul în cel mai nepotrivit moment. Toată noaptea, oamenii ăștia au muncit. Frustrați că nu au prins nimic, își strângeau în grabă sculele și erau pregătiți să plece acasă. Și dintr-o dată, în urma acestui insucces, când sunt flămânzi și obosiți, apare Iisus Hristos în cel mai nepotrivit moment și le cere îngăduință și răbdare, le cere toate uneltele pe care ei le foloseau în prinderea peștilor pentru ca El să le folosească în prinderea oamenilor cu Evanghelia lui Dumnezeu. Uh, pasajul acesta din Biblie vorbește despre două categorii de oameni. Între aceste două categorii de oameni este o a treia, Mântuitorul Iisus Hristos și ucenicii săi. Prima categorie sunt mulțimile. Ei au fost motivați să asculte Evanghelia, motiv pentru care l-au urmat pe Iisus Hristos, l-au căutat pe Iisus Hristos și acum erau cu El, dar ei erau acolo nu din întâmplare, ci în mod intenționat. De cealaltă parte, cea de-a doua categorie de oameni erau pescarii. Ei nu au venit acolo pentru Isus. Ei erau la lucru. Ei erau pescari, ei erau în corăbiile lor, pe care acum se pregăteau să le lase la mal după ce își strângeau toate uneltele și să plece acasă. Ei nu aveau motivația să asculte Evanghelia. De aceea Hristos este pus în situația să se ocupe de două categorii de oameni care aveau fiecare o nevoie particulară. Mulțimile care cereau explicarea Evangheliei și pescarii care au fost surprinși de Hristos care a ajuns la ei. Observați că Iisus Hristos primul lucru pe care îl face este să se adreseze la prima categorie de oameni cerând ajutorul celei de-a doua. Cu alte cuvinte, el cere ajutorul pescarilor pentru a împlini nevoia mulțimii de oameni care l-au urmat și le predică Evanghelia acestora o vreme, probabil o jumătate de oră, o oră sau două sau trei, Biblia nu spune cât. Și după ce le predică Evanghelia, Hristos acum îi lasă pe aceștia deoparte după ce le-a împlinit nevoia spirituală și se întoarce înspre grupul pescarilor, oamenii din cele două corăbii. Și le spune acestora următorul lucru, haide să mergem să pescuim, aruncați plasa din nou. Și Petru, cel care îi oferise corabia Domnului, spune următorul lucru, toată noaptea ne-am chinuit să prindem pește și nu am prins nimic, noi suntem pescari de meserie, tu nu ești pescar de meserie. Apelativul pe care l-a folosit Petru la începutul discuției cu Hristos a fost învățătorul. Asta înseamnă că Petru auzise despre el dacă nu chiar îl cunoștea personal. Asta înseamnă că Petru știa că el este un învățător. Evident, un învățător se pricepe la cărți, dar nu se pricepe la pescuit. Și acum Petru intenționat îi spune, noi suntem pescari de meserie, ne-am chinuit toată noaptea să prindem pești, avem corabie specializată, avem unelte de pescuit, de obicei prindem pește noi din asta trăim, suntem profesioniști și după o noapte întreagă nu am prins nimic. Acum, când noi avem de gând să plecăm acasă, tu, un învățător care te pricep la cărți și la teologie, vi să ne dai nouă lecții și să ne spui ce să facem în legătură cu treaba asta. Petru este chiar puțin ofensat. Nu avea nicio competență în ale pescuitului Iisus Hristos și totuși el face niște sugestii care uh, par așa de, de, de uh, nepricepute în fața acestor profesioniști. Însă în inima acestui bărbat se întâmplă totuși ceva, pentru că el face următoarea remarcă totuși, la recomandarea ta, o să facem lucrul acesta. Și Petru se lasă implicat într-o experiență care avea să-i schimbe viața. Aruncă plasele și miracolul se întâmplă. Pentru mulțimile de pe mal, acum deschid o mică paranteză, pentru mulțimile de pe mal nu a fost nevoie de o motivație specială ca să aceștia să dorească să asculte Evanghelia. Pentru că pasajul îi surprinde pe ei gata motivați, ba chiar ei la inițiativa lor l-au urmat pe Hristos și i-au cerut să predice Evanghelia. De aceea pentru Hristos a fost ușor doar să răspundă nevoilor. Dar acolo mai e o a doua categorie de ascultători. Oameni care nu doreau să asculte Evanghelia, Oameni care nu, au avea, nu aveau această motivație și această intenție și acum Hristos nu putea să le împlinească nevoia predicând că ei nu aveau această nevoie. Și Hristos a trebuit nu doar să le predice, ci mai întâi să-i pună în situația să descoperă că au această nevoie. Și ca să-i pună în această situație, Hristos creează un miracol. Îi pune să pescuiască, oamenii ezită, dar până la urmă din respect pentru el, acceptă, aruncă plasa, se umple de atâția pești încât era aproape să se rupă. Oamenii aceștia înțeleg că este la mijloc un miracol leagă miracolul de persoana lui Iisus Hristos și Petru face ceva ce vorbește despre convingerea lui vorbește despre uh, convertirea lui merge la Domnul Iisus Hristos ni se spune în versetul 8 și face următoarea afirmație. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta s-a aruncat în genunchi în fața lui Isus și i-a spus, Doamne Isuse, pleacă de la mine. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Petru s-a convins, Petru a capitulat și Petru s-a convertit. El și-a dat seama că în fața lui nu este doar un învățător, un profesor, cineva care se pricepe la ceva și îi învață pe oameni în domeniul la care se pricepe. Nu-i mai spune învățătorule și îi spune Doamne apelativul acesta vorbește despre faptul că în mintea lui Petru s-a petrecut o schimbare și nu se mai raportează la Isus Hristos ca la un învățător al Bibliei, ci se raportează ca la Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Mântuitorul, Dumnezeu care a venit pe pământ întrupându-se în ieslea Betleemului ca să ofere mântuirea oamenilor. Dintr-o dată Petru nu-l mai vede pe învățătorul, ci-l vede pe Domnul pe Creatorul, pe Mântuitorul. El este acum convins, el acum a capitulat și el acum s-a convertit. Iată dar cum Hristos mai întâi împlinește nevoia mulțimilor care, motivați de dorința de a înțelege Evanghelia, cer Domnului explicații. El folosește pescarii ca să le poată explica Evanghelia mulțimilor, și după ce le împlinește nevoia lor, se mută la pescari, îi motivează și pe ei să-și dorească explicarea Evangheliei printr-un miracol profesional în care îi implică și acum începe să le predice și lor. Și toată predica începe de la convingerea lui Petru, de la capitularea lui Petru și de la convertirea lui Petru. Atunci când acesta vine la Domnul și spune, Doamne, pleacă de la mine. Domnul Iisus Hristos face următoarea remarcă. Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Stimați prieteni, este o experiență comună ceea ce urmează să vă spun. Fiecare dintre noi suntem constrânși de experiențele vieții uneori să recurgem la religie, de pildă. Se îmbolnăvește cineva în familia noastră sau noi înșine de o boală greu vindecabilă sau nevindecabilă. Și după ce încercăm cu leacurile medicale, cu operații și cu tot felul de alte uh, lucruri, uh, dintr-o dată speriați, ne gândim la Dumnezeu, ne gândim la religie, ne gândim la rugăciune, la post, la miracole. Nu ne împlinește nevoia medicina. Și atunci încercăm să mergem undeva mai departe și ne ducem în domeniul lui Dumnezeu. Nu avem nicio experiență, dar am auzit. Nu avem nicio experiență, dar sperăm să existe o soluție și pentru noi. Și când doctorul nu ne mai poate împlini nevoia de a fi vindecați, apelăm la Dumnezeu. Și Dumnezeu în bunătatea sa uneori ne ascultă rugăciunea, ne împlinește nevoia, dar totul se termină aici. Plecăm acasă, Uităm de ce ni s-a întâmplat, revenim la stilul nostru de viață, și totul se rezumă la o amintire în cutia cu amintiri, la o poză cu Dumnezeu în albumul pozelor vieții noastre. Observați că la Petru, însă, nu a fost așa. El are o experiență cu Isus Hristos. El vede un miracol în contextul meseriei lui. Și, dintr-o dată, el nu se oprește aici punând capăt la această experiență și adăugând experiența aceasta la șirul experiențelor albumului vieții lui, ci din potrivă se duce la Hristos, nu-l mai numește învățătorul și îl numește Domnul, se aruncă la picioarele lui ca să se închine. Vreau să vă întreb, stimați prieteni, v-ați închinat vreodată lui Dumnezeu doar pentru faptul că într-o împrejurare a vieții într-o experiență personală sau de familie, v-a dat onoarea și ați avut privilegiu ca să-l cunoașteți sau pur și simplu experiența aceea s-a încheiat fără ca să reacționați în frun fel? Vă simțiți îndatorați față de Dumnezeu să reacționați la bunătatea sa, la iertarea sa? Poate v-a vindecat, poate v-a dat și de viață sau copilul ca din morți, poate v-a adus înapoi de la spital sănătoși în timp ce Ați fost dus în comă sau poate inconștient. Poate va răspuns la o nevoie într-un mod supranatural și Dumnezeu s-a uitat încercând să vadă cum o să reacționați. Și n-ați reacționat în niciun fel. Priviți-l pe Petru. Ultimul verset din textul pe care l-am citit spune așa: Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el niște oameni care s-au dus în schimbul trei, în schimbul de noapte, să-și câștige pâinea. Sperau că dimineața, adică sfârșitul nopții de muncă, se va termina ca toate celelalte. Își spălau lucrurile, pregăti să plece acasă, să mănânce, să doarmă, una dintre zilele obișnuite ale vieții. Dar de data aceasta, tura de noapte se încheie în prezența lui Isus, care le cere să se lase folosiți pentru a predica unor necunoscuți, apoi se întoarce la ei, îi implică într-un miracol. În timpul acestui miracol îi se schimbă convingerea, capitulează în fața Domnului, se convertesc și dintr-o dată nu se mai duc acasă, nu se mai întorc niciodată la corăbile de pescuit și Biblia ne spune că au mers după el. Vreau să te întreb, ți-a făcut Dumnezeu bine? Ești convins că Dumnezeu există și că Isus Hristos a murit ca să-ți ierte păcatele? Ești gata să capitulezi în fața sa și să-i permiți de astăzi înainte să fie domn peste viața dumitale, peste inima dumitale, peste deciziile dumitale? Ești pregătit ca să te convertești, adică să te schimbi de la stilul vechi de viață, păcătos, concentrat pe dumneata și pe lumea de aici? Să te concentrezi pe Dumnezeu, pe viața veșnică, Ești pregătit acum să nu te mai întorci la lucrurile de la care tocmai ai venit, tot felul de experiențe și de păcate murdare, și să-l urmezi pe el, să schimbi viața. Petru a devenit unul dintre mari eroi ai creștinismului, doar pentru simplu motiv că nu s-a mai întors la lucrurile păcătoase de la care, de la care venise înainte de schimbul trei, ci pur și simplu a făcut o întorsătură majoră în viața lui, și în dimineața aceea nu s-a mai dus la cele obișnuite. Și pentru prima oară în viața lui a început o experiență nouă, o experiență care l-a transformat într-un apostol al Domnului, într-un ucenic al Domnului, într-unul dintre scritorii Bibliei. Mă uit la Dumneata și te întreb: vrei să se întâmple o schimbare? Aștept ceva nou Vrei să ai parte de împărăția lui Dumnezeu, vrei să te împrietenești cu Dumnezeu, vrei să primești mântuirea, vrei să te întorci pe un alt drum, vrei să trăiești într-un permanent miracol, vrei să ai păcatele iertate, vrei să ai sufletul mântuit, vrei să mergi în rai și nu în iad, ascultă-mă, totul este în mâna dumitale. depinde unde vei pleca acum când se va termina mesajul acesta, te vei întoarce din nou unde te-ai întors întotdeauna, de unde tocmai ai venit sau vei face o întorsătură și această întorsătură te va pune într-o experiență nouă, pe un drum nou, cu o perspectivă nouă, cu un domn nou și cu o viață nouă. Răspunde. Aș vrea să ne rugăm și răspunsul să fie nu doar o vorbă și ceea ce vei face de astăzi înainte. Tată din ceruri, ne oprim înaintea ta și îți mulțumim frumos pentru prezentarea acestei experiențe petrecute cu 2000 de ani în urmă cu ucenicii tăi, cu acești mari bărbați cu care ai scris istoria. Doamne, ne uităm la cum te-ai comportat tu atunci și învățăm principii despre împărăția ta, descoperind caracterul tău. Dacă tu l-ai primit pe Petru, un om obișnuit, avem bucuria și încurajarea că ne vei primi și pe noi. Și dacă tu l-ai folosit pe el un simplu pescar, avem speranța că ne vei folosi și pe noi. Și ne vei transforma în primul rând din niște oameni păcătoși în niște oameni iertați și apoi din niște oameni care nu am făcut nimic pentru împărăția ta în niște persoane care te vom servi cu pasiune și care atunci când te vei întoarce ne vei găsi lucrând pentru tine și pentru oameni. Mulțumim pentru această măreață schimbare pe care vrei să o faci în viața noastră și în viața tuturor persoanelor care ascultă mesajul acesta. Doamne, harul Tău să fie suficient pentru iertarea tuturor, pentru vindecarea tuturor și pentru binecuvântarea tuturor. Și pentru această măreție de care nu suntem vrednici, ne închinăm cu mulțumire și îți dăm toată onoarea și cinstea și ție Tată și ție Fiule și ție Duhule Sfânt. Tată ne-am rugat în numele lui Isus și îți mulțumim că ne a ascultat. Amen! Stimați prieteni, mulțumesc pentru prezență, pentru disponibilitate. Mă rog lui Dumnezeu să vă binecuvinteze și să rămâneți binecuvântați. Pe data viitoare, să aveți parte de zile frumoase.